Adolescentul Orădean, amator de senzații tari, s-a aventurat pe macaraua amplasată lângă lacul Salca din cartierul Nufărul și apoi a postat filmarea pe Facebook. Tânărul s-a surprins în imagini care îți taie răsuflarea. După ce face mai mulți pași pe cadrul subțire, tânărul întoarce camera și continuă să meargă, ținându-se doar cu o mână de brațul macaralei. După mai mult de un minut de echilibristică la 10 de metri înălțime, adolescentul coboară. Băiatul a postat apoi filmulețul pe pagina sa de Facebook, însă prietenii nu i-au încurajat gestul extrem. El pare a fi un pasionat al sporturilor extreme. Vara trecută a mai postat un filmuleț care îl arată sărind în apa criciului repede de pe un pod. Rămâne sub semnul întrebării cum a reușit adolescentul să urce pe macaraua aflată pe un șantier de construcții păzit.